familia CFT, ne bucurăm că ești alături de noi atât în biserică cât și online. Vrem să știi că Dumnezeu te iubește, este de partea ta și are un scop pregătit pentru tine și are planuri cu viața ta. Dacă vrei să afli mai multe despre noi, poți accesa pagina cftn.ro. De asemenea, noi vrem să te cunoaștem mai bine. Așa că lasă-ne un mesaj pe pagina de Facebook CFTN Siloam România și noi te vom contacta. Urmează un program extraordinar. Dumnezeu poate să-ți transforme viața în seara aceasta. Bun venit în familia CFTN! Hai spune-mi cine a biruit moartea, cine a căcat peste ea, cine e leul din Iuda, scutul tăria mea. Acestea,
duminicele, de fapt, care au trecut, și duminica asta și duminicile viitoare, o să vorbim mult despre gânduri. Da? Pentru că Biblia spune că cum gândește în inima lui, așa este el. Wow! Nici măcar nu avem idee că gândurile noastre ne pot transforma, ne pot da direcția vieții. Este important ce gândim noi despre noi înșine, înainte ca alții să gândească. Numai că este ceva mai important. Ca acele gânduri pe care le avem să fie bazate pe ceva obiectiv. Adică, vă dau un exemplu simplu. Dacă eu gândesc despre mine că pot să-mi iau zborul, nu mă ajută foarte mult. Din potrivă, mă încurcă. Că s-ar putea să mă trezesc la un moment dat în prăbușire directă, da? Este important ce gândesc despre mine, pentru că ce gândesc eu despre mine îmi va transforma viața. Dar la fel de important este ca gândirea mea despre mine să fie bazată pe ceva obiectiv. Și dați-mi voie să vă spun un lucru important. Tot ce ai gândit până acum despre tine a fost modelat de cultură, de familie și de societate. Știai asta? Ați întâlnit oameni din alte culturi și te uitai la ei ca la cacuri, ca la polizor, că era ciudat cum gândesc. Da? Ne uităm la alții care vin din alte culturi, dar cum gândesc așa? Eu n-aș putea să gândesc ca el. De ce? Pentru că și ei au fost modelați. Felul în care gândim acum nu este decât rezultatul modelării pe care le-au făcut cultura, părinții, școala, prietenii, anturajul, eu știu ce. Și astăzi, sau de în biserica noastră, așa e mai corect spus, vreau să ne bazăm gândurile despre noi pe ceea ce spune Dumnezeul care nu se schimbă, care nu știe adevărul, ci este adevărul, care are adevărul incontestabil despre noi. Și Biblia spune că Dumnezeu are gânduri cu privire la noi și are planuri cu privire la noi. Și Biblia mai spune un lucru, că gândurile pe care Dumnezeu le are cu privire la noi sunt gânduri care ne dau pace, care au în ele incluse un viitor. Nu vreau să vă pun să ridicați mâna, că asta fac la predică. Câți de aici sunteți speriați de Ucraina, de război, de ruși, toată lumea. Azi am avut discuție cu un om pe câmp. Nu știu ce o se întâmplă. Ați vezi de treabă până vine la noi în Banat. Dar acum ați bombe. Păi dacă vine bombe, al treilea război mondial, merem în cer. Care e mare problemă? Oamenii sunt speriați. Noi suntem speriați. Și ne trec toată ziua gânduri prin cap. Dar vreau să facem un lucru diferit în biserică. Pentru că teologul Tozer spune așa. Atunci când lumea trece prin frică, biserica ar trebui să fie neînfricată. Și ceea ce ne dă nouă această stare de neînfricare sunt gândurile care vin de la Dumnezeu cu privire la noi. Pentru că Dumnezeu spune, să vedem, am gânduri și am planuri. Și planurile mele pentru tine includ un viitor, o nădejde și pace. Și încă un lucru foarte interesant. Oameni buni, când Dumnezeu l-a creat pe Alin, nu știu ce se întâmplă cu voi, dar când Dumnezeu m-a creat pe mine, m-a creat și a gândit cum o să fiu în lumea asta. Și a gândit despre mine să fiu o binecuvântare. Și a gândit despre mine să fiu așa de binecuvântată cât din inima mea să curgă izvoare de apă vie, cum spune Scriptura. Așa a gândit Dumnezeu. Și acum dați-mi voie să vă spun un lucru. Când gândesc altfel, îl contrazic pe Dumnezeu. Și noi vrem să învățăm în biserică să gândim despre noi așa cum gândește Dumnezeu. Așa că din nou o să repetăm acele caracteristici incredibile care vin de la Dumnezeu, pentru că suntem creați după chipul Lui și care fiecare din noi le avem în noi, trebuie doar să le dezvoltăm și să învățăm să trăim în ele. Trebuie să învățăm să gândim pozitiv, pozitiv sau adevărat despre noi, așa cum spune Dumnezeu. Da? Și să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze. Așa că haideți să repetăm împreună. Eu sunt răscumpărat, iertat, binecuvântat, liber, acceptat, valoros, prosper. Nu sunt mediocru. Eu sunt talentat, creativ, încrezător, sigur, disciplinat, concentrat, determinat, pregătit, calificat, echipat, împuternicit,
unzi, sunt copilul Dumnezeului cel puternic. Voi deveni ceea ce am fost creat să devin, în numele lui Iisus Hristos. Amin. Cu tot ce sunt, cu tot ce sunt.
coperite al. Mă odihnesc atunci când tu apar. Nu e mult de prea mare, nu-i pustiu prea sfat, nu e vale prea adâncă, nu-i nimic mult prea greu, nimic mult prea greu. Nu e mult de prea mare, nu-i pustiu prea sfat, nu e vale prea adâncă, nu-i nimic mult prea greu, nimic mult prea greu. Ești pace, nu? La cuvântul tău și stele se supun. Mi-ai dat puterea ta să ce? Să fiu mai mult. Să fiu mai mult decât eu pot visa. Nu e mult de prea mare, nu-i pustiu prea uscat. Nu e foale prea adâncă, nu-i nimic, nu-i nimic mult prea greu, nimic mult prea greu. Nu e munte prea mare, nu-i pustiu prea uscat. Nu e foale prea adâncă, nu-i nimic mult prea greu, nimic mult prea Nu e mult.
vă pun o întrebare. Câți dintre dumneavoastră chiar credeți ce spune versul ăla? Și orice s-ar întâmpla, tu rămâi de partea mea. Hai să-ți mâna sus. Și te încurajez și dacă nu crezi, să ridici mâna sus. Credința vine printr-o intenția noastră de a alege să credem ce spune Dumnezeu. Da? Chiar dacă nu crezi, poate ai avut o săptămână grea și ți-e greu să crezi că Dumnezeu chiar ar face ceva pentru tine. Îți spun, în închinarea asta, cântă. În închinarea asta, fă ca psalmistul David. Fă ceea ce nu simți să faci. Spune sufletului tău, îmi înalți acela aleluia. Pentru că știu că Dumnezeu este de partea mea. Chiar dacă eu cred, simt, nu simt. Dumnezeul cerului este de partea mea. Amin? Amin. Hai să înălțăm acela aleluia ca biserica CFTN. Hai să înălțăm acela aleluia lui Iisus Hristos, care este singurul vrenic de laudă. Amin? Este singurul vrenic de laudă. Și cerul împreună cu noi, în momentul acesta, cântă. Pentru că cerul îl laudă și proslăvește pe Cel care este Domn peste toate lucrurile, adică Iisus Hristos. Nu contează din ce biserică venim, nu contează dacă am mai fost în biserică. Vă spun, Iisus Hristos este aici. Amen. Pentru că Iisus Hristos locuiește în mijlocul laudelor poporului Său. Amen. Și cum a spus și azi dimineață, gândiți-vă că Iisus Hristos și Dumnezeu Creatorul Universului, războinicul, atotputernicul, locuiește acum în mijlocul laudelor noastre. Ce credeți că se poate întâmpla când lumina vine în întuneric? Vă spun eu, întunericul pleacă. Întunericul pleacă. Și ce trebuie să facem noi? Să înălțăm ce avem. Adică glasul nostru, mâinile noastre și sufletul nostru să-l punem în poziție cu cerul. Și vă spun că seara aceasta cerul va invada pământul. Cerul va invada pământul. Și de ce? Nu pentru că cântăm noi aici, nu din cauza melodiilor noastre, din cauza că este o promisiune de a lui Dumnezeu. Că El nu ne va lăsa cu niciun clip. El va fi acolo când noi îl lăudăm. Vă spun, prezența lui Dumnezeu este aici. Și vă spun, dacă vă deschideți inimile, puteți să fiți impactați de ceea ce este impactat cerul în fiecare zi pentru eternitate, de dragoste, pace, mângâiere, prezența lui Dumnezeu. Amin? Nu am nimic vrednic de tine, Iisus.
contează ce simți. Acum este timpul ca împărații să iasă la război. Amin? Suflet al meu, înalță-ți glasul și nu am în... Nu uita, nu contează ce simți. Leul din tine e gata să strige, mare e Dumnezeu. Suflet al meu, înalță-ți glasul și nu am mâna. Leul din tine e gata să strige, mare e Dumnezeu. Hai, fiu și fie! Dumnezeu poate să lupte cel mai mult pentru voi. Când veniți și faceți ceva împotriva sufletului vostru, împotriva ceea ce simțiți, îi dați spațiu împărăției lui Dumnezeu să lucreze în viața voastră. Pentru că știți ce faceți? Spuneți nu. Eu nu aparțin acestei realități. Eu nu aparțin acestei lumi. Eu aparțin împărăției lui Dumnezeu. Și în acest pământ Dumnezeu mi-a promis că trupul meu este templul lui și locuiește în mine. Și vreau să aduc acea realitate în realitatea mea. Îmi ridic mâinile, nu o să te laud, Iisus.
ești vrenic, Domnul meu. Tu ești vrenic, Domnul meu. Ești cel mai frumos dintre oameni. Prin tine toate sunt. Tu meriți toată gloria. Tu ești vrenic, vrenic. Tu ești vrenic, Domnul meu. Ești vrenic de melodiile noastre, Iisus. Tu ești vrenic. Vreni de mâini ridicate, prin tine toate sunt. Credeți-mă, vom ajunge în ziua aceea când vedem, vom vedea că toate sunt pentru El. Toate sunt pentru El. Tu ești vrenic, Domnul. Tu ești vrenic. Tu ești vrenic, Domnul meu. Aleluia. Prin tine toate sunt. Prin tine toate sunt. Pentru tine toate sunt. Tu meriți toată gloria. Tu ești vrenic, vrenic, vrenic. Tu ești vrenic, Domnul. Glorificăm pe tine, Iisus, ești vrenic. Tu ești
ești venit, Domnul meu. Tu ești venit, Domnul meu. Prin tine toate prezență. Prin tine toate sunt, pentru tine toate sunt, tu meriți toată gloria. Cântăm o singură piesă, era un altul printre flăcări. Cred că este o melodie care este o încurajare pentru unii dintre voi. Să-și țineți minte pentru taică-miu special, Arica Mâna. Să știți că este o promisiune de la Dumnezeu. Am auzit-o și azi dimineață într-o predică. Dumnezeu a promis că va fi cu noi. El a promis, nu e vorba despre ce credem noi, nu e vorba despre ce spunem noi, e vorba că El a promis. Este un adevăr, un fapt care va rămâne în veșnicie, da? Așa că dacă treceți prin probleme, să știți că este un altul printre flăcări cu dumneavoastră acolo. Amin. În momentul acesta. Amin. Și mi-a plăcut foarte mult o afirmație pe care am auzit-o azi dimineață. Duhul Sfânt este cu tine atunci când nu ești mântuit. Te caută, încearcă să te convingă, să întorci la El. Iar când devii mântuit, Dumnezeu, Duhul Sfânt este în tine. Dar mi-a plăcut cel mai mult faptul că Duhul Sfânt este cu tine chiar și atunci când nu ești mântuit. Este cu tine. Încearcă să te convingă, pune oameni lângă tine, încearcă să te atragă în împărăția Lui și este în tine atunci când ești copilul Lui. Amin?
parte de El. Sunt promisiunea Lui. Nici moartea, nici viața, nici adâncimea, nici înălțimea nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu. Nu e nume la fel ca și numele Iisus, care a fost, care a fost, care e și va fi veșnici. Orice ar veni, orice ar veni mâine în urmul meu, chiar de nu înțeleg ce se va întâmpla. Dumnezeu, că ai vizitat inimile noastre în această seară. Îți mulțumim, Iisuse, pentru prezența ta atât de frumoasă, atât de extraordinară, atât de prețioasă. Este un loc din care nu am vrea să plecăm niciodată. Și știu, Tată, că va veni ziua când vom trăi cu Tine în veșnicie. Îți mulțumesc că ne vizitezi și iubești fiecare suflet în acest loc. Și vrem, Iisuse, așa cum știm noi, cu trupurile noastre să-ți mulțumim. Și vrem să spunem, Tu ești vrednic. Haideți să-L aplaudăm. El este singurul vrednic. El este singurul vrednic. El este singurul vrednic. El este singurul vrednic. Și toate sunt pentru El. Toate sunt pentru El. Toate sunt pentru El. Bună seara, Biserica CFTN! Cum sunteți? Cine e recunoscător pentru Dumnezeu? Haideți încă un rând de aplauz, pentru că El este singur de vrednic. Haideți! Vă urăm bine ați venit la Biserica CFTN. Spune-i celui din stânga ta, toată săptămâna m-a rugat și am sperat ca să pot sta azi lângă tine. Serios, spune-i celui din stânga ta lucrul ăsta. Sper că vă amintiți de aceste cartonașe. Aici avem cerere de rugăciune și motive de mulțumire. Vrem să le amintim în fiecare duminică. Dacă aveți o cerere de rugăciune sau un motiv de mulțumire pe care vreți să-l împărtășiți cu noi, veți avea aceste fluturași la intrare. Puteți vorbi cu cei de la hosting să vă ajute. Dacă sunt chestii mai confidențiale, dacă sunt lucruri mai confidențiale pe care vreți ca oamenii să nu le vadă, doar faceți-le plic și puneți-le în coșulețe de colectă și așa vă puteți scrie numele, puteți adresa de e-mail, dacă vreți să fiți contactați, puteți scrie acolo, doar fiți lejeri, pentru că vrem ca în fiecare duminică să ne rugăm împreună pentru cererile voastre și pentru voi în special. Și acum vreau să încep cu cerere de rugăciune. O să mă rog înainte. Iisuse, știu că Tu ești aici. Îți mulțumim pentru prezența Ta, îți mulțumim pentru dragostea Ta, îți mulțumesc, Iisuse, pentru fiecare rugăciune care a fost împlinită. Mulțumesc pentru fiecare cerere care este aici și știu că Tu lucrezi. Ai spus, cereți și veți primi. Și în numele Lui Iisus Hristos, ca biserică, ne rugăm acum pentru o nouă perspectivă, pentru un nou job, pentru școală și pentru pentru pace. Come on, cine are nevoie de pace aici?
Ne rugăm pentru un viitor asigurat. Ne rugăm pentru familie, pentru puterea de a duce luptele care apar în viața noastră, pentru că apar. Luptele apar. Pentru familie, pentru anxietate, pentru sănătate, pentru bunăstare financiară, pentru afaceri. Dacă vă regăsiți în aceste rugăciuni, spuneți amin, pentru că sunt și pentru voi. Să-L vadă pe Dumnezeu în tot ceea ce ei fac. Ne rugăm pentru relații mai bune, pentru un nou job și pentru ceva, pentru un job cu cerințe specifice pe care acea persoană le are. Și vreau să facem un lucru, vreau să ne rugăm pentru o persoană, pentru verișorul lui Paul, și o să-l chem pe Cătălin Mărcuș ca să roage pentru acest. Vreau ca, poate credeți, poate nu credeți, doar vreau ca fiecare să ridice mâna, să ține mâna întinsă, ca biserică să ne rugăm împreună pentru. Dacă sunteți lejeri și voi ok, doar ridicați o mână, pentru că vreau ca biserică, noi ca biserică credem în puterea rugăciunii și credem că această persoană se va vindeca în numele lui Iisus. Tată, venim la tine nu ca niște copii vitregi. Venim la tine ca niște fii cu drepturi depline. Venim la tine pentru că suntem frate cu cel care e în problemă, în nevoie. Suntem frate cu cel care e acum bolnav. Știu că întotdeauna toți care au venit la tine au fost vindecați. Întotdeauna toți care s-au raportat la tine au fost vindecați. Și mi-aduc aminte și îmi place foarte mult, Iisuse, când ai mers la Betesda. Te-ai dus acolo, ai trecut peste îngerul care l-ai pus acolo, pentru că tu l-ai pus. Ai trecut peste el și ai mers și te-ai atins de omul care avea nevoie. Era de mult timp, spune Biblia, că era bolnav. Ai trecut peste toate prejudecățile oamenilor, te-ai dus, nici îngerul n-a mai tulburat apa, pentru că tu ai intrat acolo, pentru că Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților a intrat în locul ăla. Mă rog să intri în casa lui omul ăsta. Eu nu-l cunosc, dar știu că toată lumea, care și toți care sunt prezenți în sala asta, sunt de acord cu mine și toți îți cerem, în numele lui Iisus Hristos, Duhul Sfinte, intră în casa lui omul ăsta. Și nu intra așa, fără să aduci un dar. Mă rog să aduci vindecare peste el. Și mai mult de atât, mă rog pentru o cunoaștere, pentru o cunoaștere fantastică, fantastică a voii tale pentru viața lui. Da, Tată, aici nu facem spectacol, aici nu facem lucruri de dragul de a face lucruri, nu cântăm de dragul să cântăm, nu ne închinăm de dragul să ne închinăm. Noi credem pur și simplu că Tu existi. Noi credem pur și simplu că Tu ai autoritate. Noi credem pur și simplu că Tu poți să vindeci. De-aia suntem aici. Ne-ai pus aici să slujim oamenilor și trebuie să înțelegem conceptul ăsta simplu, că a sluji înseamnă să-ți pese. Și îmi pasă de omul ăsta, chiar dacă nu-l cunosc. Îl simt ca pe fratele meu acum când mă rog pentru el. Îndreaptă-ți gândul ca pentru fratele tău, fiecare persoană care ești aici. Ca pentru fratele tău. Ca pentru fratele tău. Fă loc, de la o parte prejudecăți gânduri. Nu te mai gândi pentru că mâine se poate să scumpește benzina. Nu te mai gândi la lucrurile astea. Este un frate al nostru care suferă. Hai să facem o spărtură în tavan și să-l coborâm la Hristos. Haide să dăm la o parte prejudecăți. Aleluia. Tată, așteptăm vești de acolo, de la el. Așteptăm vești care se spună că Dumnezeu e fantastic. Amin. Și pentru că de astăzi El are mai mulți frați. Da, Tată, îți mulțumesc. Îți mulțumesc, știu că vei lucra. N-am nici cea mai mică îndoială. Pentru că Tu ești Cel care poți să faci lucrul ăsta. Nu noi. În numele Lui Iisus Hristos m-a rugat. Amin. Vreau să mă rog pentru... Poate voi... Credeți că ar trebui să ne rugăm doar pentru Ucraina? Eu zic să ne rugăm și pentru Rusia. Eu zic să ne rugăm și pentru soldații ruși. Eu zic să ne rugăm pentru tot contextul. Vreau să vă spun, poate toți vă aduceți aminte de al doilea război mondial. A fost unul dintre cele mai sângeroase războaie. Dar acum mi-am adus aminte în închinare ce lucru extraordinar s-a întâmplat după al doilea război mondial. Poate nici nu v-ați dat seama niciodată. Ce ar putea să aducă bun un război? Al doilea război mondial a dus o țară pentru Israel. Dacă sunteți cunoscători de istorie, al doilea război mondial a dus o țară pentru Israel. Lordul Balfour s-a ridicat în plenul
Congresului Britanic și a spus: au suferit mult oamenii ăștia. De 2000 de ani așteaptă o țară. Și astăzi trebuie să le dăm un loc în lumea asta să trăiască și ei. Și s-a întâmplat un lucru extraordinar. Citiți istorie, nu facem istorie astăzi. Astăzi vreau să ne rugăm pentru oamenii ăștia care și de o parte și de alta sunt în suferință. Tată, vreau să mijlocim ca și biserică pentru oameni. Vreau să mijlocim pentru soldații ăștia care sunt împinși, Doamne, la luptă de ambiții personale. Sunt împinși de ambiții teritoriale, de jocuri de geostrategie, jocuri politice. Nu le știm noi și nici nu ne interesează. Dar mă rog, Doamne, ca pacea Ta să fie peste viața lor, acolo în tranșee, acolo în tancuri, unde de multe ori tancurile sunt ca niște cuptoare la propriu sau ca niște congelatoare la propriu. Tată, mă rog pentru că viețile lor sunt scumpe înaintea ochilor Tăi. Ei sunt socotiți de mass media carne de tun, dar Tu ai dat pe Iisus Hristos pentru și pentru ei. Și sunt socotiți prețioși. Sunt socotiți prețioși. Mă rog ca în tumultul ăsta, în vacarmul ăsta, în sunet de sirene, mă rog să audă vocea Ta. Și unii și alții. Și cred că ceva frumos va ieși de aici. Cred că ceva frumos, pentru că știm că dintr-o grămadă de gunoi, de moloz, poate să iasă o floare fantastică în momentul în care vine primăvara. O floare fantastică. Știu, Tată, că poate să iasă ceva frumos aici. Ei, noi pentru asta ne rugăm. Ne rugăm pentru lucrul ăla frumos care va ieși de aici. Știu că Tu vei lucra în Ucraina și vei lucra în Rusia și vei lucra în România. Știu că vor veni vremuri în care Tu vei lucra extraordinar. Și știu că vor începe de aici, va încolți de peste grămada asta de moloz lucruri faine, lucruri extraordinare, vieți transformate, vieți mișcate, oameni care să Te cunoască la modul maxim, mulți, mulțimi. Tată, în numele lui Iisus Hristos ne-am rugat. Mă bucur că vizitez biserica Siloam. Mă bucur că de aici ies izboare de apă vie. Și îl înțeleg, Tată, îl înțeleg pe Petru. A vrut niște colibe și a înțeles contextul și a vrut să stea acolo. L-am înțeles astăzi. Mă bucur că sunt aici. Mă bucur că sunt aici. Da, Tată, îți mulțumesc. În numele lui Iisus Hristos. Amin. Amin. Wow. Wow. Și să nu uităm de motivele de mulțumire. Pune-te, rog, motivele de mulțumire. Și sunt pentru credincioșia lui Dumnezeu. Cineva ne mulțumește pentru bunicul său, Filip, pentru că joacă mai bine fotbal, pentru familie. Cineva este recunoscător pentru pastor Alin. Come on, cine mai e recunoscător pentru pastor Alin? Pastor Alin și Eva. Paul a luat toate examenele cu note mari pentru faptul, cineva este recunoscut pentru faptul că a găsit această biserică, pentru sănătate, pentru binecuvântare, pentru binecuvântarea din fiecare duminică, pentru că Dumnezeu își revarză prezența în acest loc. Cine simte prezența lui Dumnezeu aici? Vreau să văd o mână sus. Wow. Și că vom pleca de schimbați de dragostea lui, pentru că dragostea lui e cea care schimbă. Vreau să, în timp, azi dimineața, acum câteva ore am vorbit cu pastor Alin, am vorbit cu pastor Alin despre oamenii folosiți de Dumnezeu. Și am vorbit că erau niște oameni săraci, vai de capul lor. Au fost niște oameni cu probleme. Pentru că Dumnezeu are un business de a folosi oameni cu probleme, oameni de care societatea ar spune că n-au nicio șansă, că nu sunt buni de nimic. Dumnezeu îi iubește. Și dacă ești în situația asta, crezi că nu mai ai nicio șansă, te crezi jos la pământ, crezi că Dumnezeu nu te poate folosi pentru că ai făcut prea multe rele, ai făcut prea multe păcate, ai fumat de prea multe ori, te-ai îmbătat săptămâna trecută și poate crezi că Dumnezeu nu te poate folosi, doar citiți Biblia. Dumnezeu s-a folosit de oameni, Dumnezeu are un business de a folosi oameni ratați și a ridica. Dacă credeți că familia voastră e disfuncțională, doar vă dau câteva
câteva personaje din Biblie pe care sigur le cunoașteți. Noe s-a îmbătat, Avram a fost prea bătrân ca să poată fi folosit de Dumnezeu și prea bătrân pentru a avea copii. Iacov a fost un mincinos și un înșelător. Iosif a abuzat, Gideon a fost un laș, Moise un bâlbâit, Samson un afemeat, David a fost un ucigaș, Rahav o prostituată, Isaia predica gol, Ieremia a fost prea mic, Ion a fugit de Dumnezeu, Iov a intrat în faliment, Ioan Botezătorul mânca gândaci, Petru l-a trădat pe Iisus, pe ucenici a luat somn în timp ce se rugau, Marta se îngrijea de absolut orice, Saul a speriat pe toți creștinii, Lazar, mort. Come on, ieftin, hai să recunoaștem, pe Dumnezeu este cel mai tare, sincer. Și acum voi face nunțul în timp care voi face și colecta. Miercurea, de fapt, vom avea săptămâna asta, este săptămâna în care vom avea grupele de casă. Dacă nu sunteți într-un grup de casă, vă încurajez să mergeți. Am început deja, vom începe a doua săptămână de grupe alfa, va fi super, va fi extraordinar. Doar dacă nu sunteți într-un grup, avem grupuri în Timișoara, avem cam în toată proximitatea acestei zone. Puteți la legătura cu Marius, puteți la legătura și cu mine sau cu pastor Alin și vă vom pune într-un grup pentru, special pentru locația în care sunteți și pentru vârsta pe care o aveți. Și un anunț de care sunt extrem de încântat. Dacă aveam tobe, puneam acum să cânte tobele. Pune-te rog afișul. 24 martie la ora 7 vom avea seara de tineri, serile Freedom Night. Vreau să aud mai multă gălăgie. Da, trecut a fost extraordinar. 13 tineri și-au predat viața lui Iisus. A fost o sărbătoare, a fost extraordinar. Haideți și voi să fie foarte fain. Am început o serie de predici despre anxietate, despre depresie, despre identitate. O să fie extraordinar, o să fie super. Și încă un anunț, ultimul anunț pentru tineri și de fapt pentru oricine vrea să vină. După biserică vom merge toți împreună la Shopping City ca să mâncăm împreună. Cine vrea să vină, este bine primit acolo, puteți vorbi cu Marius sau cu mine sau ne vom întâlni direct acolo ca să luăm masa împreună, să stăm împreună și o să fie fain. O să fie fain. Și acum, de fiecare dată mă gândesc cum să fac ca să-l aplaudați mai tare pastor Alin. Așa că, haideți să-l aplaudăm. Pastor Alin Sucilia! Și de fiecare dată simt, de fiecare dată-l aplaudăm pe pastor Alin. Dar haideți de data asta o aplaudăm și pe pastor Eva, pentru că este extraordinar. Haideți! Știți de ce face SB asta? Să mă scoată pe mine din pepeni de fiecare dată. Știi că nu-mi place. Ok, înainte ca să vorbim astăzi, vă spun că o să fie un timp fain de tot. Wow, eu sunt entuziasmat. Numai eu sunt entuziasmat că predic. Știți chestia aia? Că cum a fost duminică la biserică? Fain. Uitați-vă la poza, așa că e faină. Cine a trecut prin chestia asta? Ridicați mâna. Cine nu ridică mâna minte? Cine a trecut prin chestia asta? Ridică mâna. Noi predică pentru voi azi. E fain. Da. Ok. Înainte ca să vorbesc astăzi, v-am spus că am și eu o surpriză pentru voi, că nu o să predic singur. Sper să nu... Trebuie să stau lângă ea ca să nu predic că seamănă cu mine și predică mult. Ok. Pentru că Dumnezeu ne cheamă ca să onorăm un lucru, să onorăm oamenii. Știți că Biblia spune că noi trebuie să învățăm să onorăm. Ne bucurăm azi să avem cu noi pe Sorina Antal. Vreau să te ridici în picioare cu fiul tău. Sus, 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 amândoi! Ne avem două reflectoare să le puneți pe ei. Sorin a jucat cu noi ani de zile la drumul crucii. El era Pilat. Cel care îl osândea pe Iisus. Și știți de ce e prietenul meu? Că eu eram Baraba și mă elibera pe mine. Fără să-și dea seama, știți ce făcea el? M-am auzit. Așa. Știți ce făcea el? Juca rolul lui Dumnezeu. Vei spune, serios? Da. Dumnezeu l-a osândit pe Iisus și te-a eliberat pe tine. Știți că Biblia spune asta? Asta e nebunie. Biblia spune că Hristos a fost făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în Hristos. Adică Hristos a fost făcut exact ce suntem noi. Păcat, nenorocit, vai și amar. Pentru ca noi să fim asta ceea ce este Hristos. Dacă până acum te-ai socotit nici cum să știi că tu ești neprihănirea lui Dumnezeu în Hristos, când spui altceva, îl jignești pe Dumnezeu. Așa că ne bucurăm că sunteți azi cu noi, oameni tare faini. Un om extraordinar, un om al lui Dumnezeu, cu fiul său m-am înțeles tare bine că el mai stătea pe lângă, era soldat. Și seamănă a fi soldat, uitați cât îi.
Adică, bărbat, îmi dați seama că pe mine m-au chemat la început să fiu soldat. Și ideea genială a nu știu căruia de acolo a fost, dați pui și tu niște perne. Și am vrut să-i întreb, noi ce facem de fapt, parodie? Așa că sunt foarte bucuroși că sunt aici, sunt oameni extraordinari, puteți să stați de vorbă cu el, am avut o discuție foarte faină la început. E un om al lui Dumnezeu, un om care are principii. Dumnezeu să vă binecuvinteze, Sorina. Ok. Am citit, am auzit zilele astea, acum nu știu cât e de adevărat, dumneavoastră verificați, mi se pare că sunt multe, că pe zi ne trec prin cap între 30 și 40 de mii de gânduri. Adică aproximativ 1 pe secundă. Acum la noi bărbații e mai greu, că noi avem cutia cu nimic. Ați văzut că noi bărbații, bărbații pot să facă activități aparent retarde. Adică stai și te uiți la o plută. Și dați-mi voie să vă spun, cine de aici, care bărbat a făcut vreodată, să stai și te uiți la televizor și să nu vezi nimic. Ridicați mâna, să-mi dau seama că nu singur. Yes, sunteți de ai mei! Noi putem face chestii retarde. Adică stai și te uiți la televizor și zice nevasta, dar ce faci? Mă uit. La ce? La televizor. Păi da, uite aici, emisiune faină. Și? Și după ce ai terminat de apăsat pe buton, cred că avem fantezia așa, butonul. Mă merge. Merge și acum. Și noi ne delectăm, nu avem nicio treabă. Deci noi gândim puțin, mai puțin, ceea ce este sănătos pentru noi. Chiar dacă filozofii au zis, gândești, deci exist, ascultați-mă, uneori gânditul prea mult te distruge. O să discutăm și despre asta. Acum, 30-40 de mii de gânduri pe zi, vă dați seama că ăsta e asalt. Adică eu mă mir că creierul nostru mai face față, a vostru, că eu nu gândesc așa mult. A meu face față cu brio. Ok. Acum, 80% din aceste gânduri sunt, ghici cum? Negative. Negative. Ok. No, asta e ciudat. Adică să-ți vine toată ziua gânduri în cap și 80% dintre ele să fie negative. Te miri cum, Doamne, iartă-mă, mai ești normal la cap. Da? Și un alt lucru tare. 90% dintre ele, 95, așa, ginele m-au învățat. Bea deștept. 95% dintre ele s-au repetat și ieri. Adică a venit ieri un gând negativ. Acum vă rog frumos, rețineți, important. A venit ieri un gând negativ din cele 80%. Vine și mâine, vine și poimine. Și știți ce se întâmplă când asta ne asaltează în fiecare zi? Devine noua noastră realitate interioară. Devine realitate interioară. Chiar dacă în exterior gândul ăla nu există, dar e o fantezie pură, în interior este o realitate. De ce? Pentru că în fiecare zi când deschizi ușa gândurilor te întâlnești cu ăla. Știi primul care zice în față? Sunt aici! De mine, ți-ai minte că ți-am zis și ieri că ești nașpa. Și nu s-a schimbat nimic. Nimic. Azi ești nașpa și un pic. Și știi ce se întâmplă? După ce trec gândurile astea o săptămână, două, trei, patru, cinci, șase, o să te miri că gândești negativ. Și că nu ai păreri foarte bune despre tine. Și o să zici, domnule, de fapt, ăsta sunt eu. Pentru că gândurile acelea se tot repete și se tot repete. Și așa sunt eu, sunt natura mea, eu gândesc în felul ăsta. Înseamnă că nu-i ceva în regulă cu felul care gândesc. Și despre lucrurile acestea o să vorbim astăzi. Pentru că Biblia spune, pune-te rog, o să vedeți că nu vorbesc de la mine, Proverbe 23:7, BTF-ul, Biblia, traducere fidelă. Căci așa cum gândește în inima lui, așa este el. V-ați gândit vreodată de ce oamenii sunt negativi? Pentru că 80% din gândurile pe care le au sunt negative. Așa cum gândește în inima lui, așa este. Cine a tremurat de pandemie? Ridicați mâna. Bă, ce mincinoși sunteți, ai de viața mea. Nu mă pun acum să mă întreb care sunteți vaccinați, știi? Bă, ce mincinos, n-ați avut treabă. Acum, știți, după război, toți te invitei. Și eu, serios. Prima dată, când zilele trecute, m-am dus într-o cafenea, într-o benzinărie. Prima zi, după ce nu dat voie fără măști. Bă, intru, știți că m-am simțit dezbrăcat. Pe cuvântul meu, m-am zis, eu nu-s normal.
Am intrat înăuntru, mă uitam la toți. Bă, ăștia au guri. Și mai și zâmbesc. Până acum zâmbeau doar cu ochii. M-am uitat, parcă... Primul lucru care l-am întrebat pe Dani Stoian, pe fiul meu, l-am dat, intră fără măști? Știam că se intră fără măști. Dar dacă îmi spunea nu, luam mască repede. Deci, că m-am obișnuit, nu mi-a plăcut niciodată. Ba, când a fost frig afară, că nu trăgea mai rece. Dar nu mi-a plăcut. Dar m-am obișnuit, mă. A făcut parte din natura mea. Deci. Ok. O să vreau să învățăm cum să nu dăm voie gândurilor să ne distrugă viața. Adică, știați că de foarte multe ori, cel mai mari designer ale distrugerii, a distrugerii vieții noastre suntem noi. Adică ar fi bine să-i tragi două palme la cel pe care îl vezi în oglindă dimineața când te speli pe dinți. Și despre asta o să vorbim astăzi. Ca să se trezească la realitate. Da. Și înainte ca să vorbesc, azi o să am două surprize faine pentru voi, înainte ca să vorbesc eu, o să vă spun, eu vorbesc despre gândurile nașpa și despre anxietăți sau lucruri de genul ăsta, lucruri care ne distrug din teoretic. Pentru că v-am spus că eu gândesc mai puțin, deci din cele 80% de gânduri negative, datorită faptului că gândesc mai puțin, vin doar vreo 40%, n-am probleme cu el, nici nu le bag în seamă, cum am învățat să nu bag în seamă o grămadă de lucruri, nu-i spuneți asta la nevastă mea. Ea știe că trebuie să-mi spun un lucru de 3 ori până pricep și eu. Ok? Doamnelor, dacă aveți... Apropo, v-ați întrebat vreodată, doamnele, de ce soții voștri după ce le-a spus un lucru nu-l fac? V-ați întrebat vreodată? V-ați întrebat? Orice femeie normală la cap se întreabă asta. Ce că, ascultați-mă bine, el se uită la tine. Atât. Atât. Și în inima lui este așa cum gândește. Adică nimic. Nimic. L-ați observat când un bărbat se uită foarte atent la tine. Nu te vede. De obicei, eu te văd întotdeauna. Te văd. După ce... Aline! Te trezești și te uiți, cu mine vorbeai. Și tu ești singur în cameră, știi? Cu mine vorbeai. Foarte bine. Ok. Nu am probleme cu asta, n-am avut probleme cu anxietatea decât 5 minute și mi-a trecut. O venit la mine și zis, bă, m-am speriat, sunt gata, m-am terminat cu speriatul, hai că avem treabă. Dar sunt persoane care sunt mult mai sensibile, care trec pe acolo și sunt convins că dacă mă pun să vă ridic în picioare și dacă ați fi sincer, ar fi foarte puțin cei care rămâne jos. Care se cupi prin frici, prin anxietăți, prin probleme de genul ăsta, care ați avut impresia despre voi și vă că nu se poate întâmpla nimic bun, că s-a terminat viața și când discutați cu altul. Cine de aici a povestit vreodată unui prieten problemele lui și el s-a uitat la așa, astea sunt probleme? Băi, și-ți vinea să-i spargi gura la din față. În special când voi, doamnele, ne spuneți nouă problemele voastre și noi vă dăm un sfat simplu, dar renunță la ele. Adică noi suntem genii. Genii suntem. Da? Și vouă primul lucru care vă vine în cap e unde e pistolul? Bine că nu trăim în Texas. Gata, am scăpat de asta. Dar vedeți-vă treaba că vă măritați cu altul și tot așa e. Asta e. Ok. Și am chemat astăzi, am spus să vorbească cu mine, o doamnă care a trecut prin probleme de genul ăsta și care a avut gânduri care au făcut-o praf. Acum voi o știți. Hai sus. Doamne ferește, Sebi, acum te-o jignit. Așa. Deci, o să vorbesc puțin despre, adică mult știți prin ce am trecut în ultimul an. Să încep, unii nu știți, așa, de mic copil am fost un copil stresat, mega stresat. Fiind cea mai mare în familie, tot ce se întâmpla rău, prostiile fraților mei erau puse pe mine și eu eram responsabilă. Am crescut și am dat și noi de adolescență. În adolescență, nu, eu sincer chiar am fost cea mai comită dintre noi. Dar frații mei, Marcus o luat-o puțin pe căi greșite, puțin mai mult. Bianca și ea încerca acolo, nu prea ieșea. Și eram atât de responsabilă că dacă se întâmplă ceva, tot timpul mă simțeam așa o condamnare și o greutate pe mine. Deci, și nu erau numai frații mei, eram și verișorii.
în fine, nu dau din casă. Era mai mult. Dacă făceam o prostie, ca și copii fiind, eu mă simțeam responsabilă, știam că nu e ok, dar mă simțeam responsabilă pentru fiecare. Nu știu, voiam tot timpul ca să țin control. Am devenit obsedată de control pe parcurs. Așa. Și cu timpul m-am mutat în Anglia, în fine, stresul a crescut, am devenit obsedată să învăț, trebuia să învăț, deci de dimineață până seara învățam în continuu, îmi băgam în cap un anumit target și un anumit lucru pe care mi-l băgam în cap, tot timpul l-atingeam, adică nu îmi permiteam, nu mă lăsam pe mine să nu-l ating. Devenim obsedată să învăț, devenim obsedată cu obsedată cu toate facturile noastre, de exemplu, în Anglia, nu e ca în România, trebuie să fii la timp cu toate bilurile, că altfel riști să te dea în judecată. Eu, fiind un om al legii, nu mi-am permis, cu Doamne ferește, că dacă aveam o amendă, pentru mine era sfârșitul lumii. Deci o dramă ce făceam, mă aruncam pe... Deci nu, Sebi săracu... Deci devenisem obsedată să plătesc tot la timp. Și înainte să-mi vină factura, eu deja preziceam și mă uitam pe app, pe tot, să văd cât am de plătit. Îmi pregăteam toate lucrurile în ordine, ca să previn un anumit pericol să se întâmple. Problema asta a luat mai multă amploare, așa, și am devenit atât de stresată, îl stresam pe Sebi, banii trebuia tot timpul să-i număr, cheltuiam și foarte mult, dar în același timp banii pe care puneam deoparte devenisem obsedată, să nu ne băgăm în ei, să ținem bani deoparte, să aia, mă stresam pe mine, îl stresam și pe el. Din cauza fricii mele de a nu cumva da eșec și de a nu cumva să o dau în bară, ca după aia să-mi zică părinții că uite, ți-am zis noi, sau lumea, societatea, care, bineînțeles, mi-am luat identitatea din ea, că ți-am zis noi. Păi na, uite cum ești, uite-te. Pentru că până la anumită vârstă, până devii adult, îți iei identitatea din societate. De la ce zice biserica, familia, prietenii, mediul tău în care ești, anturajul și așa mai departe. E, asta e o mare prostie și nu vă sfătuiesc pe fiecare să nu faceți greșeala pe care am făcut-o eu. Să-i ascultați pe alții să vă spună cine sunteți. Niciodată pe planeta Pământ să nu faceți asta. Există sfaturi bune, da, sunt oameni care vor să vă construiască, dar dacă vine cineva să te tragă în jos și să te dărâme, nu acceptați și nu permiteți. Eu am permis și am fost călcat în picioare, am fost emoțiile mele atât de tare, sistemul meu nervos a ajuns la colaps, în sensul că... Deci, în fine, stați să iau așa. Deci, devenisem o stresantă și jumătate. Viața mea era în continuu stres, nu puteam să mă odihnesc, nu știu, tot timpul. Și când stăteam, trebuia să mă gândesc eu la ceva, ce să fac. Ceva nu-i în regulă. Tot timpul feeling-ul ăsta că ceva nu-i în regulă. Și m-am apucat să fumez. Wow, acum toți, wow! Feriat! Te trăznește. Nu, dragilor. Când un om fumează, e de ajutat și nu-i de judecat. Merge și-l ajutați și întrebați, ok, de ce te ține legat de chestia aia? Și oricare ar fi dependența lui. Vorbesc și de mâncare. Vorbesc de pornografie, vorbesc de alcool, vorbesc de înșelat, că și înșelatul poate să devină una dintre o problemă cu care se confruntă lumea, caută bucurie în alte locuri. Și stați să vedeți, m-am pus să fumez și mă stresam, băgam. Condamnare! Vai, faci cancer la plămâni. Vai, șomar de tine. A început dracu. M-am stresat și mai tare, mergeam să fumez înapoi. Vai, nu, fac cancer la plămâni, stai să mă vezi acum, ce se întâmplă cu mine. Băi, de câte ori mă condamnam și pentru că dracu mi-a aruncat condamnare, eu mai tare mă condamnam pe mine, puneam mai tare presiune de stres, pentru că nu mai făceam față emoțional, mergeam să fumez în continuare. Și eram târâtă în cerc, dar nu vă gândiți că fumam mult, nu acum să mă scot, că mi se rupe. Dar vă zic sincer, încercam cu tot ce puteam să nu fac asta, că știam că nu e ok. Dar emoțiile mele și viața mea și presiunile din jurul meu, pur și simplu, eu nu mai puteam să fac față. Ăsta a fost unul dintre refugiile mele, cum ar veni. După aia shopping-ul a devenit alt refugiu. Am devenit... și acum mai am probleme cu shopping-ul, recunosc, că îmi place să cumpăr foarte mult și dacă n-am nevoie. Adică dau pe add to bag, adaug în coș și mai departe se biblătește. Anul trecut am avut colapsul, momentul final, când... De la un singur gând, din nou fiind foarte responsabilă de fel,
Mi s-a spus că sunt responsabilă. Sunt și responsabilă, dar nu trebuia să fiu așa responsabilă la nivelul la care mi s-a spus. Eu știu că părinții mei tot timpul au avut intenții bune și tot timpul ne-au vrut binele, dar prea mult au pus presiune pe mine. Și... așa, chestia asta m-a dus în obsesii. Mi-a început gânduri. Trebuie să ai grijă cu curățenie în casă, cât faci. Începusem să dezinfectez clienții la ușă. Dacă cineva venea de afară și punea mâna pe cleanță, eu automat creierul meu făcea așa. Ating cleanța ăla cu bacterii, pun asta, pun pe față, gata-s. Ajung la spital, COVID, mort. Tot filmul aveam în cap făcut. Pe patul nostru, la mine și la Sebi, el n-are voie cu hainele de zi să se așeze. Cum umblă cu hainele de afară în casă unde eu mă pun. Adică acolo și mai mare moartea era și mai tragică. Ajunsesem atât de obsedată cu toate lucrurile. Mi-era frică să conduc mașina când mă gândeam, urc mașina, acum cine știe ce se întâmplă la motor, explodează, m-am dus. Mă gândeam că explodez eu, mă gândeam cum mi se aruncă mațele în toate părțile. Deci niște filme vi se face rău. Din cauza că emoțiile mele erau atât de praf, eu nu mai puteam să cooperez cu ele, să fac față, am ajuns la doctor, la psihiatru. M-am dus la psihiatru, credeți-mă, nici n-am avut tupeu să-i spun ce gânduri am. Că mă băga cu cămașă, mă băga. Și eu i-am spus la psihiatră, i-am zis că știu că gândurile vin de la el rău, s-a uitat la mine, nu, că n-a, se te naști cu, să zic, ok, lasă, te naști, probabil. Dar eu am știut clar că chestiile alea nu sunt ale mele, eu nu le vreau, eu n-am cum să le gândesc eu natural așa, n-am cum. Refuz să cred că eu gândesc natural gândurile alea. N-are cum, pentru că eu sunt un om bun, am stat și m-am analizat pe mine și intra-analizat și răs-analizat. Bă, Rahela, vrei să faci asta? Îmi veneau gânduri că eu aș face rău unei persoane. Asta m-o speria cel mai tare. Deci îmi veneau că eu probabil la un moment dat o să nebunesc și o să-i fac rău unei persoane. Și eu care sunt omul împotriva să faci rău unui om. Deci orice, dar nu. Vai, deci asta m-a speriat groaznic. Mi era frică să mă apropii de oameni, să spun ceva, că mă gândeam că și ceea ce spun ea îi afectează. Deci o frică care mi-a luat tot corpul. Corpul meu a fost atât de supra-mega solicitat, încât am ajuns la pastile antidepresive, nu ceva foarte tare, a vrut să-mi dea mai tare, n-am acceptat. I-a zis, eu nu legumă, nu mă faci. În fine, m-a amețit, așa, primele 5 luni am fost puțin amețită, de dormit, parcă nu dormeam, visam în continuu, niște vise groaznice. Și după aia tati tot îmi zicea, bă, fată, vezi mă că astea-s de la satana. Eu mă uitam la el, bă, nu, ce de la satana? Cum s-a, nu înțelegeam, dacă nu face sens, eu nu pot. Eu sunt omul așa. Și tot îmi zicea și la un moment dat așa și m-am gândit, ok, cum fac eu triajul? Îmi vin gândurile. Care sunt ale mele? Păi care sunt eu? Deja am crezut că am triplă personalitate. Satana, eu, Dumnezeu, 5.000 de personalități, ce se întâmplă? Am zis că dacă ajung la psihiatru cu tripă personalitate, gata, nu mai ies. Și am început să zic, bă, în fine, am fost la psihiatru, m-a ajutat la nivel de corp, până la un punct. Gândurile veneau. Anxietatea din corp a început să se calmeze, am început să fac exerciții prin care să mă calmez, să merg foarte mult, să respir, să inspir, să expir, să toate cele. M-am calmat, în schimb gândurile vâjâiau. Deci la toate chestiile, paranoia, super paranoia, tot mi se părea că e un tragic, că se va întâmpla ceva rău, nu știu, eu nu știu, cine n-a trecut nu prea înțelege. Și am zis, trebuie să fac ceva, să-mi dau seama cum sunt eu, care sunt eu și care e Dumnezeu în toată situația asta. Și am luat Biblia, dar n-am luat-o cum mi-au zis părinții. Atunci când mi-au zis părinții, n-am acceptat, deci nu suportam, dacă îmi zicea tatia Biblia, nu o luam, nu pot să fac ceva de obligație. Și am zis, eu trebuie să descoper eu singură. Deci, să vă zic o chestie, fraților. Deci, am luat Biblia asta, de pe telefon, și am citit Noul Testament, că fără Evanghelii și Apocalipsa, aproape știu din cap tot Noul Testament, verset cu verset, la propriu, nu exagerez. Atât am citit, până mi-am dat seama care sunt valorile, cum gândește Dumnezeu și cum e Dumnezeu, ca să-mi dau seama care sunt gândurile de la Dumnezeu. Tu n-ai cum să faci o selecție și tu n-ai cum să iei captiv, o să zic că tati mai mult în predică, că zice Biblia captiv orice gând, rob ascultării de Hristos, da? Adică tu practic îl ignori, nici nu mai bagi în seamă, nici nu mai diluiești cu el.
Păi cum să faci asta când mintea ta e otrăvită? Eu am fost otrăvită. Eu credeam că e normal să fii stresat, credeam că e normal să previi fiecare pericol, credeam că e normal să treci o viață într-o continuă mișcare și într-o continuă muncă psihică și fizică. Asta e normalitate. Păi așa ne-a învățat toată lumea. Nu e normal. Dumnezeu zice în Biblie, pacea să vă controleze gândurile, pacea să vă controleze viața, nu stresul, nu anxietatea, nu depresia. Aia e o minciună și noi credem că e adevărul. Ce ne spune societatea, televizor, credem că e adevărul. Dar n-am știut adevărul până n-am citit, până nu mi s-a spus. BVA-ul e preferata mea variantă de explicație și Amplified, care știți engleză, vă aștept Amplified Bible, explică acolo exact cu detaliu cum te-a făcut Dumnezeu. Deci, în primul rând, când zice de har, zice stabilitatea și starea aia de bine. Păi cum să... Aia vrea Dumnezeu cu noi, o stare de bine. Și ce înseamnă stare de... Să fim continuă și că ești drogat. Hai, hai. Deci, bine, ți-e bine, te simți bine, ești happy. Vezi tot bine. Aia vrea Dumnezeu. Păi, dacă să descoperim asta, n-avem cum dacă nu citim. Și eu vă încurajez să citiți și să puteți să faceți diferențele, pentru că Satan atât ai de șmecher, vine și vă minte cu chestii care la nivel mental sau intelectual par super ok. De exemplu, păi lucrează mult, mult să faci bani, să aia, să ajungi sus, să fii tare, mare, șmecher. Când de fapt îți fură timpul, familia, toată concentrarea pe familie, pe Dumnezeu și pe tot. Și ajungi după 50 de ani de muncă ca un rob, să-ți risci sănătatea, familia ta, copiii au crescut și s-au dus pe dincolo, cine știe pe unde au sfârșit, și tu te trezești gol. Nici cu Dumnezeu n-ai trăit o viață cum trebuie. Când scopul lui Dumnezeu a fost altul, tu n-ai cum să știi adevărul ăsta dacă Biblia nu o citești și nu vezi adevărul. E ca și cum ai un ghid. Eu la drept, când am învățat dreptul, eu am avut un ghid. Legea, asta e legea, asta spune legea, noi asta o aplicăm. Tu asta trebuie să faci, aplică. Nu numai citi, că dacă citești ai rămas un pom. O iei și o aplici, ok? Prin rănile lui Iisus sunt vindecată. Tu trebuie să crezi, indiferent, eu m-am simțit, v-am zis, cu anxietatea, atâtea simptome negative are, că la un moment dat creierul, am zis că la un moment dat, credeam că îmi explodează de migrene și m-am dus să fac CT, computer tomograf la cap, că am zis că gata, sunt pe educă și mi-a ieșit perfect, n-am nimic. Am fost la neurolog, specialist, m-am dus la toate și nu aveam nimic. Și am zis, eu nu mai bag în seamă emoțiile mele, sunt conștientă de ele. Nu le ignor, dar pe mine emoțiile mele nu mă controlează. Eu dacă mă simt ca varză, praf, nu. Dacă Dumnezeu zice că eu am pace, cum a avut Hristos, cum e Hristos, acum suntem și noi, eu o să am pace. Și știi care e faza cea mai tare? Că odată ce mintea ta se schimbă, emoțiile tale urmează. Acolo e clicul. Când m-am gândit, ok, păi stai puțin, dar de ce mă simt mai bine acum? De ce când încep să gândesc bine, corpul meu parcă se ia, parcă urmează traseul. Și exact așa e. Emoțiile îți urmează gândirea. Dacă tu gândirea ai gândire defectă, otrăvită, praf, emoția, gând emoție, emoția ți se transmite în corp. Și corpul nostru săracul trebuie să simtă bine. Că asta e starea inițială și originală pe care ne-a creat Dumnezeu să fim. De aia avem anxietate, că corpul nu acceptă, e în contradicție și în conflict total cu ceea ce să noi creați să fim de la început. De aia avem depresii. Și vă încurajez încă un lucru foarte important. Dacă treceți prin stări, mai ales acum cu vremurile în care suntem, prin stări în care vă simțiți că vi-e greu, nu e o rușine să mergeți să vorbiți, nu e o rușine să cereți ajutor, nu e o rușine. Mie nu mi-a fost rușine, asta a fost bine la mine. Îi mulțumesc la Dumnezeu că m-am făcut vocală și am putut să vorbesc. Că dacă țineam în mine și mă izolam și mă închideam în camera mea, probabil acum eram cu venele tăiate sau cine știe pe unde. Deci nu, vă izolați, vorbiți. Spuneți problema, cu cât recunoști și îți dai seama că ai o problemă, că așa poți să o rezolvi și poți să prinzi vindecare, poți să-ți iei vindecare și poți să trăiești în ea. Nu vă izolați, nu mai ascultați de unul și de altul că e o rușine, vai, nu! Dumnezeu te vrea bine, caută binele, îndreaptă-ți spre El și du-te spre El. Că o să-L găsești, credeți-mă, eu am ieșit din asta și sunt 98% super ok, mai am momente și mai vin, dar le refuz și mă lupt și mă țin tare. Dar m-ați văzut cum am fost acum un an. Când numai așa făceam. Așa. Cine mă vede așa că asta nu-i. Dar uitați, acum nu mai am atac de panică de vreo 8 luni de zile. Sunt super. Pastile de somn nu mai iau. Sunt super. Deci Dumnezeu face.
Și o să vă zic că tati mai departe, probabil că odată ce-l cunoașteți pe Dumnezeu și cine e, el e cel mai tare lucru ever. Deci cel mai mișto, nu l-aș lăsa pentru nimic în lume. Hai să vă spun o treabă tare, o să continuăm predica și duminica viitoare. I-am zis, azi nu predici despre rezolvări, azi predici despre probleme. Nu i-am dat voie să spun mai mult. Trebuie să vă spun un lucru important. O grămadă din chestiile unele pe care eu le predic, mi le spune. Pentru că în ultima vreme o citea atâtea cărți că nu trebuie mie jumătate de viață să citesc atâtea cărți, cât o citea, o citi 10 cărți într-o lună jumate sau două. Nu, 12, na. Deci mașină de citit. Ok. Gândurile. O să vă fac un exemplu, o chestiune practică. Să zicem că mintea dumneavoastră, dăm alea două de jos. Ok. Mintea noastră nu este decât un recipient. Da? În care punem anumite valori. Unii deja vă gândiți, mamă, cum ar fi plină cu spumă, ai? Dumnezeu să vă ierte. Ok. Ok. Bine, voi vorbeați de cola, eu știu. Cine s-a gândit la altceva să fie rușine? Cola face spumă. Așa. Ok. În care noi punem lucrurile pe care le lăsăm să intre înăuntru sunt lucrurile care ne umple mintea, da? Biblia spune, păzește-ți inima, adică centrul vieții tale mai mult decât orice, că din ea ies izvoarele sau ale morții, depinde ce pui înăuntru. Acum, vreau să vă arăt foarte practic cum funcționează. A? Una din persoanele care vreau să le chem în față este Paul Filipai în față. El are o minte... Cine îl cunoaște pe Paul? Există un filmuleț cu el pe net când el fuma chestii nașpa și dansa la Bustu Gol. Apropo, știți că așa să-și închină acum, tot așa. E ciudat rău copilul ăsta. Ok. Și pentru că o consuma chestii, mintea lui e puțin mai maro. Mai maro. Ok. Deci el are chestiunea asta. Lângă el vine un alt tip. Hai, Luci. Știți că pe Luci am încercat de multe ori să-l înțep cu apă, să văd dacă se desumflă. Nu de altă, dar mi-e ciudă pe el. Acum. Astea sunt gânduri. Gânduri. Am o întrebare. Dacă ei doi, veniți aici așa în față, frumos, să vă vadă oamenii, stau cu mâna întinsă, asta e mintea. Așa. Nu pot, nu știu, lasă-mi mie. Asta e mintea lor, da? Care credeți că va rezista mai mult? Zici tu? Ok. Ok, Marius, adu-mi o găleată. Găleata aia de la femeia de serviciu. Vorbesc serios. Adu repede găleata de la femeia de serviciu. Ok. Acum, goală, ok, acum uitați-vă bine, spunem gândurile care ținem mâna întinsă, trebuie să le citească, așa cu IT-știi, hai că mergem la Luci, noi, da. Dar și Luci cu IT-ul, și el a fost cu IT-ul, acum e cu mușchi. Luci, spunem te rog frumos fricile tale, ținem mâna întinsă cu paharul în față, fricile tale, o luăm. Și dacă n-am? Ai. Vin rușii. Vin rușii, asta este o frică, da? S-ar putea să vină război. Cui de aici e frică că s-ar putea să vină război? Așa, fiți cinstiți. Bă, ăștia mici, duce 12 ani ți-e frică de război, du-te mă mucea de aici. Ok, te duce în armată, te pomeni. Ok, uitați-vă bine, a început să gândească. El stă noaptea și gândește. Ok. E grea ce... Nu, ține mâna întinsă. E grea ce spuneți dumneavoastră? E grea? E grea. Bun. Paul, spune un frică. Mi-e frică să nu fac obiective proprii la care să le dau importanță atât de mult încât să ratez scopurile lui Dumnezeu. Da bun, rezumăm. E frică. Așa. Ai adus puțin apă, ți-am să o duci plină, să o umplu pe amândouă. Spune. Mi-e frică să nu fiu respins de oamenii pe care iubesc. Opa, asta e o frică serioasă. Cui de aici e frică să nu fie respins de oameni? La toți. La toți. La toți. Okay. Ia uitați-vă, ține mâna întinsă.
Mâna întinsă, aia nu întinsă. E grea? N-am mai băut de mult. Stai așa. Ok, o altă frică. Observați că Luce stă lejer și liniștit, el n-are decât o frică. Doamna lui spunea că el nu are frici. N-are decât o frică. Spune. Mi-e frică că Dumnezeu are planuri mult mai bune decât lucrurile pentru care eu mă încred în el și că voi fi dezamăgit. Ok, dacă le faci pe alea care... Da, am înțeles. Ți-e frică, da! Am o întrebare. Cât credeți... Nu, cât credeți că rezistă? Rezistă mult așa? Uitați-vă bine! Haideți, întrebare! Cine rezistă mai mult? Cine strige pariule? Care din ei rezistă mai mult acum? Spuneți! Luci, yes, sunteți siguri? Ok, la un moment dat, Paul nu mai poate de frică, nu mai știe ce să facă și Biblia spune și aruncați asupra lui Dumnezeu îngrijorările voastre. Adică el decide, Doamne, eu și așa nu pot să controlez viața și așa nu știu cum să fac, nu mai pot de frică, așa că aruncă asupra Domnului. Uitați ce face Dumnezeu cu îngrijorările noastre. Știți ce-i găleata asta? Golește. Știți ce-i asta? Știți ce-i asta? Găleată de? Găleată de gunoi. Și ce face Dumnezeu cu îngrijorările noastre? Aruncă la gunoi. Pentru că el nu trebuie să ne marcheze viața. Uitați-vă la Luci, el este un tip musculos. El rezistă. Da? Și fereastra rezistă. Și el rezistă. O întrebare. Luci, cu cât ții mai mult mâna întinsă devine cana tot mai grea? Bineînțeles. Cu cât ține mâna întinsă devine cana tot mai grea? Ascultați-mă bine. Primul principiu, nu contează cantitatea, contează cât o ții. Un principiu important. Poate să fie un gând mic, care ți se repetă în minte de ani de zile și o să te distrugă, mai mult decât gândurile mari pe care l-au chinuit pe el. Dar la un moment dat el a ajuns să înțeleagă, exact cum Rahel a spus, băi, și așa nu pot, așa colapsez, mai bine îi dau la Dumnezeu și văd ce face el cu ele. Știți că asta e cea mai interesantă, cea mai isteață chestie? Ține mâna întinsă. Ați observat un lucru? Am văzut. L-am văzut. El ține mână. Știți ce se întâmplă? Noi avem impresia, câți dintre voi aveți impresia că diluiți, că vă descurcați cu problemele, cu gândurile pe care le aveți? Ăla-i dracu. E fals. Pentru că cu cât îl ții mai mult, cu atât te obosești mai tare. Și tu te obișnuiești cu oboseala. Și te obișnuiești că ești așa. Și te obișnuiești și nu mai poți! Problema mare este, nu contează cât de ucigașe sunt gândurile pe care le ai, contează cât timp îți domnesc în minte. Dar uitați-vă un lucru interesant. La un moment dat, Biblia spune așa, cine cugetă la cuvântul Domnului găsește fericirea. Adică gândește despre Dumnezeu. Gândește despre ce spune Dumnezeu. Gândește ce a spus Rahela. Băi, ei, Biblia o citește și dacă e așa. Și dacă Dumnezeu există și dacă vrea să poarte de grijă. Și dacă... Și începe să gândească Luci la Domnul. Și se gândește la Domnul. Și Biblia spune, cine se încrede în Domnul este fericit. Și vine Domnul cu găleata de gunoaie. Lucruri importante pe care noi le considerăm vitale. Îngrijorările. Că de aia ne batem capul pentru ele. Că sunt vitale pentru noi, așa-i? Și noi ne dăm seama că de fapt sunt o travă pentru noi. Ok. Și la un moment dat vine la Luci și Luci golește-o. Acum uitați-vă, pune-te rog frumos imaginea foarte faină pe ecran. O puteți spune? Uitați-vă bine. Cum vi se pare Luci aici? Ascultați-mă bine. Știați că Dumnezeu vrea să facă un selfie cu el? E biblic. E biblic. Că noi trebuie ca să ne închipuim, să ne imaginăm, să gândim că suntem ascunși cu Hristos în Dumnezeu, suntem în palmele Lui. Și atunci când ești acolo, nimeni nu poate să-ți facă rău! S-o chinuit, îl țin mâinile. Pot să duc, sunt bărbat, e responsabilitatea mea. Serios? Dumnezeu spune, aruncați asupra mea, aruncați asupra Lui îngrijorările voastre. E Biblie! Și dracu te-a mințit că e responsabilitatea ta, ei nu e a ta.
Încă un lucru. Știi că nu e responsabilitatea ta viitorul tău? O să spuneți, nu e adevărat. Ba, e adevărat. Biblia spune că Dumnezeu a pregătit pentru noi un viitor și o... Ok, dacă eu am viitorul meu și responsabilitatea mea, înseamnă că îl dau la o parte pe a lui. De acord? Ca să-l pot lăsa pe a lui, trebuie să renunți la... al meu. Ca Dumnezeu să răspunde de viața mea, trebuie să încetez să mai răspund eu. Ca Dumnezeu, Biblia spune, luați îngrijorările și aruncați-le. Dați-mi voie să vă spun, știați că Dumnezeu nu o să se îngrijească de îngrijorările voastre, ci o să le arunce la gunoi. Că nu merită să vă bateți capul cu ele. Și de ce? Adică e simplu. Dacă eu aș fi Dumnezeu și am un plan fain în care e viitor și nădejde cu oamenii ăștia doi și văd pe ei că se chinuie să-și țină, iau fricele în mână, unele, mă, tontolocilor, dați-i drum, mă. Mai puteți, nu? Dacă mai puteți, mai țineți. Și îl văd pe Luce că își schimbă mâna dintr-una într-altă, oameni, nu mai pot. Și-și ia curaj și se mai zbate și mai stă de vorbă cu nevasta și schimbă mâna și ia greutatea în mâna aia altă și se chine și la un moment dat îl doar amândouă mâinile și nu mai poate. Și când nu mai poate, spune, Doamne, nu mai poți, Dumnezeu spune, meserie, dă drumul! Cine de aici obosit să-i fie frică? Meserie, dați drumul. Mulțumesc! Oameni buni, câteva lucruri importante. Cine pune mâna, cine îți controlează gândurile, îți controlează viața. Am spus dățile trecute, da? Gândurile vin, au trei surse. Unu este dracu, după ce diavolul pusese în Iuda, în inima lui Iuda, Iscarioteanul, gândul să-l vândă. Păi vă dați seama, am spus dată trecută, Iuda nici măcar nu era conștient că dracu îi vorbea în minte. El zicea că s-a lui, bă, ce idee bună mi-a venit asta noapte. Să-l vând pe Iisus. El se credea genial. O să fac bani, unu, doi. Iisus o să fie determinat ca să se întroneze, că vin ăștia pe el și el, cum e fiul de Dumnezeu, îi bate pe toți. Și știți că atunci când și-o dat seama că s-o înselat, s-o spânzurat. Avea alte planuri. Da? Erau gânduri de la dracu. Vă dați seama ce rămușcări au avut tipul ăsta. Bă, cum eu trecut prin cap porcăria asta, mă? Ce nu e în regulă cu mine? Nici măcar nu era el. Dați-mi voie să vă spun un lucru. Dacă Iuda se pocăia, adică îi părea rău și cerea iertare, Dumnezeu îl ierta, dar nu a făcut asta niciodată. Biblia spune, lui doar s-a căit, adică o regretat, dar nu schimba nimic. Ok. O a doua sursă sunt gândurile noastre, natura noastră umană, felul nostru de a gândi. Iisus se întoarce la Petru și îi spune la Petru, după ce, m-am zis dată că asta e faină, îmi place că eu am gândit-o. Iisus începe să le povestească la ucenici. Voi fi dus în Ierusalim. Mai mari preoți mă vor crucifica, mă vor bate, mă vor chinui. După aceea mă vor crucifica și voi muri. Vă dați seama? Și toți ucenicii ascult. Wow, cum stai, că noi credeam că trebuie să te întronezi. Și la un moment dat era acolo un tip foarte plin de pasiune. Da? Ce era Petru? Care era temperamentul lui Petru? Hai, doamnele, care ați fost ieri? Sangvinic. Știți că sangvinic ce este după cum bate vântul? Ești pasional. Acum azi pe val și mâine sub val. Sunt unde trebuie tot timpul. Îmi fac un lucru și după aia îl gândesc dacă l-au făcut bine. Și nu s-au învățat toată viața, tot așa fac mai departe. Așa sunt sangvinici. Eu sunt coleric sangvinic. Așa că ai văzut la Rahela. O chestiune, dar tu ești sangvinică. Melancolică, coleric. Ciudat că ai zis că ți se rupe. Na, asta nu se spune în biserică. Da. Ok. Și tipul ăsta îl ia pe Iisus după cap, era mai în vârstă ca Iisus și spune, mă Iisuse, mă, tu ești prietenul meu. Și te ferească Dumnezeu ți se întâmplă asta. Adică, spuneți-mi, i-o zis de bine. O arătat compasiune, o arătat chestii faine, l-o iubi pe Iisus, nu a vrut să-i se întâmple rău. Adică ce vrei mai creștinesc decât asta? Și Iisus se uită la el și spune, înapoi a mea satanul. Vă dați seama ce șocant, s-a uitat Petru, ce ai mă? Înapoi, pentru că gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci sunt gândurile... Ascultați-mă, de multe ori prin gândurile oamenilor, satana te derutează, știi de ce? Pentru că se interpune între planul lui Dumnezeu și viața ta. Dacă încerci că o să ne dăm seama de câte ori gândurile noastre ne-au sabotat. Vai de mine! Cât de meseriași suntem în a sabota tot ce are Dumnezeu pentru noi. Și asta pentru că gândim greșit. Și un al treilea lucru sunt gândurile lui Dumnezeu și Dumnezeu spune că gândurile mele nu sunt gândurile voastre.
Planurile mele nu sunt planuri sau metodele în care eu lucrez. Nu sunt metodele voastre, spun alte traduceri. Ci când sunt, adică sunt așa de similare sau așa de aproape ca cerul de pământ. Mică distanță. Ok, Dumnezeu gândește pentru noi și gândește cu noi. Și am învățat data trecută că noi trebuie ca să depistăm care sunt gândurile lui Dumnezeu. Spuneam în predicile trecute că Iisus a spus așa, oile mele ascultă, ele nu merg deloc după un străin pentru că îi cunosc, pentru că nu-i cunosc glasul, nu pentru că îi cunosc, nu merg după străin. Adică noi ca și oameni al lui Dumnezeu ar trebui să recunoaștem când Dumnezeu vorbește și ar trebui să nu ne dăm seama că vine dracul și spune, ești urât! Tu, o vorbi cineva cu colegie. Nu cunosc glasul, nu mă duc după el. Când o să spune, gata viața ta! Nu mă duc după el, nu cunosc glasul. Acum, noi am învățat de zilele trecute că, din nefericire noi ca oameni, ne-am format un tipar de a recunoaște alte voci decât vocea lui Hristos. Și foarte interesant, când cineva vine să te felicite, cine de aici are o problemă cu a primi complimente? Ați auzit? Asta fac pastorii. Mă, ce bine ai predicat azi! Nu, eu Duhul Sfânt. Pe bune că tu ai predicat, Duhul Sfânt predică mai bine de atât, aveți de treabă. Serios. Și știți de ce facem asta? Nu pentru că suntem modești, adică în termeni religioși, smeriți. Și pentru că nu știți să căpătăm un compliment. Da? De ce credeți că când Sebi spune aplaudați, eu nu mai știu ce să fac, când vine să fug afară? Nu fac asta cu mine! Pentru că n-am fost obișnuit niciodată să primesc complimente. Și când cineva îmi spune un compliment, băi, ești meseriaș, îmi place de tine. Primul lucru, te uiți de o dată să vezi cu cine vorbește. Dacă nu e nimeni probabil cum mie îmi spune. Trebuie să învățăm asta, da? Și ne-am obișnuit să ascultăm alte glasuri. Și acum, de duminica trecută am învățat cum să deosebim vocea lui Dumnezeu de cum vorbește Dumnezeu de celelalte surse ale gândurilor. Da? Și am început. Când Dumnezeu vorbește, nu este niciodată frică sau acuzare. Niciodată. Când gândurile care îți vin în cap te determină să-ți fie frică, bagă groază în tine, acolo e dracu cât cămila. Da? Acolo n-are nimic de a face cu Dumnezeu. Ori lumea în care ai trăit. Pentru că uitați-vă bine ce face mass media în ziua de azi. Da? A murit prietenul nu știu care tare și după aia afli că a murit vecinul, prietenul. Dar în ziar e tare bestia. Și ne nebunesc ăștia de cap. De fapt, media nu mai informează, ci dezinformează. Și nu facă decât să ne manipuleze, să bage frică noi. Și dacă ascultăm la ce spune societatea, toată viața noastră o să fie numai frică. Că dacă nu murim de COVID, murim de ruși. Dacă nu murim de ruși, nu mai avem ulei. Asta e ultima găselniță. Dacă nu avem ulei, nu avem gaz, nu avem motorină, n-avem pașapoarte, ne trebuie... Nu vreau să vă întreb. Cine și-a făcut buletinul și pașaportul să fugă în caz că vine? Nu vă întreb asta. Eu cunosc o grămadă. Îmi facem pașaportul încă dacă vin roșii! Bă, ce eroi suntem noi românii. Ăștia laudă că ucrainienii s-au dus, au plecat din alte țări și au luat arma în mână să-și apere Ucraina. La noi, la români! Dacă vine războiul... Îi vezi pe românașii noștri de la 18 la 60 de ani. La noi în invers. La rușor, la ucrainienilor pleca femeile, la noi pleacă bărbații. Da, noi suntem bărbați, plecăm înainte să pregătim calea nevestelor noastre. Da. Nevestele să-i corupă pe ruși. Ok. Da? Nu aduce frică. Când Dumnezeu vorbește, nu aduce... Ascultați-mă bine. Nu mă interesează că ți-o zis pastorul de la Amvon, dacă o băga frică în tine și te-o nebunit de cap. Acolo nu-i Dumnezeu. Biblia spune, bunătatea lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință. Pocăință înseamnă schimbarea minții. Că și termenul de pocăință l-am nebunit de cap. Ba, te-ai pocăit tu! Ce trebuie să faci? Să-ți schimbi mintea. Adică să începi să gândești normal la cap. Aia înseamnă pocăit. Adică nu mai gândești greșit, gândești normal. Mă, când spui asta, îți vine să dai mare, tu ce ești? Pocăit! Da? Țin minte că eram tânăr. Și trec prin stație și eram în biserica în care eram, era să-i spun numele. Așa? Și erau tineri de la noi din biserică în stație. Și atunci aveam Dacia, eram un fel de captain plane. Schimbasem platina, deci mergea Dacia mea.
că de obicei nu mergea. Așa. Și conduceam Dacia, treceam cu ea și o opresc în stație, Alin, Sfânt, Tocanu, las geamul jos și strig pe geam. Pacea Domnului, pocăiților! Și ce geamul! Și vezi pe toți aia din stație. Ninge, nu! Nici locul verde. O stricat și nu, nu am o nimic. No. Și după aceea Dumnezeu, care are un simț al umorului foarte dezvoltat, eram într-o zi o grămadă de oameni în centru, în Timișoara, lângă Bega. Acolo era un Vodafone. Cine știe Vodafone-ul ăla? Nu știu dacă mai e și azi. Bun. Am mers acolo la Vodafone și nu știu cum, Doamne, iartă-mă, sorimirii, că am fost vreo 6-8 din biserica noastră. Cu popa în frunte. Și eu eram acolo. Și toți de cumpărăm telefoane. S-o nimerit că n-am vorbit între noi. Și ne punem acolo toți și vorbim de telefoane și intră Nelu Vânătoru. Uitați-vă, domnul Nelu Vânătoru nu-i chiar normal la cap. El e. Și intră Nelu pe ușă la Vodafone. Ne vede și strigă: Harul și pacea Domnului! Păi am vrut să mă bag sub birou. Cred că primul lucru care spun la agent, spun: cine e nebunul ăla? Nu, da. Hai să ne întoarcem la de noastră. Când vin lucruri care bagă groază în tine, nu mă interesează că ți-o spus-o pastorul sau cine ți-o spus-o. Ascultă-mă bine, sursa lui Dumnezeu. O să discutăm, că o să vedeți că uneori noi ne simțim presați. Întotdeauna când vine Dumnezeu te presează. Întotdeauna. Când Dumnezeu îi spune: Iisuse, să vin la tine călcând pe apă, îi spune: vino! Dar ăsta n-a avut nicio presiune. El era obișnuit, dacă mergea pe apă ca pe asfalt. Nu! No! Îi spune Dumnezeu: Moise, du-te, scoate poporul meu din Egipt! Moise s-a uitat rotul. Cu tine, Moise! Pe mine mă cheamă Moise! Și-a luat certificatul, uitat, da, eu sunt Moise. Ce vrei să fac? Scot poporul. Dar nu mă cred ăia. Te duci și le spui că eu te-am trimis. Și dacă nu mă cred? Le spui că ceea ce se numește eu sân m-a trimis la voi. Păi și dacă nu mă cred? Bagă mâna în sân, bagă mâna în sân, o scoate cu lepră. Și dacă nu mă cred? Adică ce? E o chestie naturală. Să scot, bag mâna în sân. De obicei, când băga mâna în sân, o scotea avea lepră. Băga înapoi, n-avea nimic. Era o chestie, israeliții toți știau asta. Vă dați seama ce speriat era. Când vine Dumnezeu, întotdeauna te scoate din zona ta de confort. Nu confundați frica cu presiunea, e altceva. E altceva, pentru că când Dumnezeu ne cheamă, toate lucrurile la care ne cheamă El depășește toate abilitățile, tot ce putem noi, pentru că ține de El. Și asta e fain. Yeah. Bun. No, eu încă s-a predicat de data trecută. Nu aduce condamnare, da? Nu te etichetează negativ. Dacă știți că când a venit Iisus la Zacheu, toți au spus: a intrat să mânce la un om păcătos. Ați auzit că bisericii de obicei spun: ce ești tu? Un păcătos. Da? Și Iisus se uită la Zacheu, la aceeași persoană, care din punct de vedere legal era un păcătos, și spune că și el este un moștenitor al binecuvântării, și el este un fiu al lui. Asta a intrat mântuirea în casa asta. Aveți grijă la etichete. Da? Aveți grijă la etichete. Da? Apoi un alt lucru, nu te determine să fugi. Ați observat că de obicei oamenii care au anxietate se ascund singuri? Și ce vrea dracu? Să te bagi în colțul ringului să stai așa. Că oricât e de mic, ascultați-mă mine, dracu e mic, nu-i mare, da? Nu are nicio șansă să te bată, niciuna pe lumea asta. Niciuna. Numai că dacă te-o băga la colț, îți dă la coastă de nu te vezi. Adică, dacă eu mă bat cu Luci sau cu Angel, uitați-vă la așa, direct mă enervează. Da, trebuie să vă spun, am fost ultimată la un control la inimă pentru cu tensiunea și când o să... Dom'le, vreau să vă dezbrăcat, m-am dezbrăcat ca să-mi facă control și am zis: faceți sală? Am zis: da, o construiesc, o zidesc, o tencuiesc, sigur că fac sală. Nu știu ce eu cred, adică eu fac sală, na, bun. Se termină deja programul și eu nici n-am început predica. Ba, poți să stai. Ok. Trei. Acum ascultați-mă bine, despre asta o să vorbesc azi. Când vin gânduri care distorsionează, vin de la diavolul. Ați întâlnit oameni care vorbesc despre identitatea lor ca distorsionată? Când el au trecut prin probleme, vinea la noi și ne spunea lucruri. Dar dacă o să omor un om? Bă, ce fain, am un criminal în serie în casă.
Ascultă-mă bine, au venit toată la noi și au spus că i-a trecut prin cap și trebuie să mergem să verificăm că i-a omorât pe copiii lui vecini. M-a luat-o de mână, seara, copiii lui vecini sunt în viață. Erau acolo. N-aveau nimic. Dar era dracu. Dracu întotdeauna va distorsiona și primul lucru care îl va distorsiona este identitatea ta. Și și-a spus la Iisus, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, identitatea. Când vine cineva și îți lovește ideea, când gândurile îți lovesc identitatea, să știi că nu trebuie să fii geniu, să știi că ești de la diavolul. Când oamenii de lângă tine încep să lovească, de, băi, ești prost, este de la dracu, ascultați-mă bine. Când diavolul te folosește pe tine să distrugi, să te etichetezi și să distrugi identitatea cuiva, ascultă-mă bine, îl asculți pe diavol. Nu ai dreptul să faci asta. Al știu eu pe Alin, e ca un curvar. Nu eu, altul. Eu sunt un om foarte cinstit. Așa, iubita. Îl știu eu pe ăla. E așa. Când faci asta, distorsionezi identitatea pe care Dumnezeu a dat-o. Diavolul o să vină să-ți fure identitatea. Ascultați-mă un lucru interesant. Înainte să devii mic, diavolul va încerca să te facă pe tine să te vezi mic și neînsemnat. Distorsionarea identității este una dintre cele mai puternice armele pe care diavolul le va folosi împotriva ta. Da? De ce? Pentru că el va prezenta toate defectele, toate cele falii de caracter, acele greșeli, ca fiind identitatea ta. Uneori se prezintă sub falsa modestie sau smerenie, care paralizează potențialul pe care Dumnezeu l-a dat și distruge tot ceea ce Dumnezeu te-a creat să fii. Doamne, nu pot să mă duc la faraon, pentru că sunt un bâlbuit. Identitate. Mă, ce modestii. Da? Moise era un tip modest. Nu era modest deloc. Modest era, au spus, Doamne, eu sunt bâlbuit. Dacă tu ai să mă duc, pe cuvântul meu cum mă duc? Și Dumnezeu, este prima dată când Dumnezeu s-a supărat. Dumnezeu se uită la el și a spus, ți-a dat o identitate. Cum îți permiți să mă contrazici? Spune, ok, dacă tu crezi despre tine că ești bâlbuit, îl iei pe Aron cu tine și el va vorbi în locul tău. Dar tot trebuie să te duci acolo. Există o falsă modestie pe care noi avem, o falsă smerenie. Doamne, eu nu sunt decât un păcătos. Serios! A murit Hristos pentru tine să te facă sfânt. Crezi că a dat greșeală, a dat greș jertfa lui Hristos? Biblia spune, și a fost înviat pentru că a fost socotiți neprihăniți. Romani, cred că 4 cu 20 sau 5 cu 20, nu mai știu. Gândiți-vă la asta. Acum, dați-mi voi să vă spun un lucru. Înainte ca diavolul să te poată face mic, trebuie ca să te determine pe tine să te vezi mic. Înainte ca diavolul să te facă neputincios, pentru că el nu poate să se bată cu tine. Biblia spune, încă puțină vreme și Dumnezeu va zdrobi pe satana sub picioarele noastre, ale noastre, ale noastre. Că nu este nimic în lume care să stea împotriva ta. De ce? Pentru că ceea ce este tine este mai tare decât ceea ce este în... Veți călca peste șerpi, scorpii și toată? Nu. Acum o să vă șochez pe așa care veniți la noi, la biserică, noi. Dar trebuie să vă spun asta, că să vedeți că există draci. Cu ani mulți în urmă, mulți de tot. Eram în biserică și la un moment dat a fost un caz de exorcizare și am început să ne rugăm. Era într-o miercuri seara, nici nu știam atunci cum să fac, acum nu mai fac așa. Da? Adică dracii care există. Și ne rugam într-o persoană care făcea urât. Cine de aici a văzut filme cu Iisus? A văzut când făcea oaia urât? Nu, există așa ceva. Da? Nu. Și rugam pentru persoana care făcea urât. Și în timp ce eu eram acolo concentrat și mă rugam și scoteam dracu afară și eu știu ce făceam pe acolo, era miercuri seara rugăciune. La un moment dat mi-a ridicat capul și era biserica goală. Și duminică am zis la oameni, wow, există draci. A, ce zici de asta? V-ați speriat, mă! Știți ce? Pentru că noi nu ne dăm seama că ceea ce este în noi este mai tare decât ceea ce este în lume. Ascultă-mă bine. Dacă Dumnezeu este în tine, nimic pe lumea asta nu poate să te oprească. Nu există. Eu vă spun că nici viața, nici moartea, spune Apostolul Pavel. Nimic! Nu te poate opri! Cine se poate interpune între prezența lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu care este în tine? Biblia spune, iar celui care, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau... Bă, adică depășește și gândirea. Ce ai visat tu mai grozav, ceea ce poate să lucreze puterea care, pe care Dumnezeu o lucrează în tine e mai tare. Efeseni capitolul 3, versetul 20. Acum, haideți să vă dau un verset interesant.
când israeliții au vrut să intre în țara făgăduinței, acolo au întâlnit uriașii, oameni de statură înaltă. Știți că e adevărat, e istoric, dacă vreți, căutați pe net, uriași. Și o să vedeți că numai în România la Argedava au fost descoperite 70 de schelete de uriași în timpul Ceaușescu și au fost ascunse. Oameni de 3-4 metri. O să găsiți pe net poze de o grămadă. Uriașii au existat, o să vedeți femuri cât mine, chestii de genul ăsta. Da, am văzut un sarcofag cât o locomotivă, o locomotivă, era proptit pe locomotivă și era omul cât locomotivă. Am zis, mamă, ce mic e ăsta, titulele. Ok, ei au existat. Și trebuiau să bată cu uriașii. Numai ascultați-mă ce au bătut pe ei, nu uriașii. Pune-te, rog frumos, Numeri, capitolul 13, versetul 33, cu BTF-ul. Apoi am văzut acolo pe uriaș, fiul lui Anac, care se trag din uriaș. Și eram în ochii noștri asemenea lăcustelor. Și astfel eram înainte ochilor lor. Unde au fost prima dată lăcuste? În ochii lor. În ochii lor proprii. În ochii lor proprii. Când tu ești în ochii tăi proprii o lăcustă, vei deveni o lăcustă pentru dracu. Nu o să poți face nimic în lumea asta. Și eram în ochii noștri ca lăcustele, înainte să ne vadă în ei slabi, ne-am văzut noi slabi. Și am transmis asta. Știați că noi transmitem lucrurile pe care le simțim despre noi? Diavolul nu te poate bate decât dacă te face să te simți lăcustă. Da? O să vină rău și tu ce o să faci? Diavolul i-a spus la Rahela că nu trecut prin probleme. Traca, tata, știi de ce dracu e așa pornit pe tine și te invadează cu gânduri negative? Pentru că e prea frică de tine. E prea frică. El știe ceva ce tu nu știi. El știe că atunci când Dumnezeu spune un lucru, el se ține de cuvânt. Yeah. El știe că Dumnezeu ți-a dat o identitate despre care tu habar n-ai, dar el știe asta. El știe asta. Și știe un lucru, că singurul lucru care te poate opri pe tine sunt minciunile, ca să te facă să te oprești singură. Vă dau exemplu simplu. Dacă Luci, să zicem că ești pe lângă că-i cultului ce îna, nu știu cum se numește, și face și kickbox. Tu ai făcut kickbox, așa? Și karate. Na, eu mă bat cu Angel. Yeah! Yeah, yeah! Yeah, yeah! Bunicul meu a fost așa, în Oaș, înainte, în Maramure, se băteau cu cuțitele, toți. Mă, pe vremea lui bunicul meu, la fiecare nuntă, s-o mura câte unul. Și Biblia, bunicul meu... Așa-s pastor, Israel asta. Bunicul meu mi-a spus că odată a avut și el o altercație la o nuntă și bunicul meu era mai mic ca mine, așa. Și eu o sărit un oșan mare să-l bată cu cuțitul. Și bunicul a fugit pe deal și de pe deal strigă la el. Nu, hai la mine să te tai cu brișca! Deștept bunic am avut. Eh? Așa, eu seamăn cu el. Așa își face la Angel. Hai la mine! Și dacă ar veni, distanță de siguranță. Ne am învățat la conducere. Ok. Acum, dacă el, noi de ne batem. Numai că reușesc cumva să-l mint pe Angel că eu am făcut astă vară 7 ani de karate. Da? Și eu știu ce am mai făcut. Și sunt foarte puternic, chiar dacă nu se vede, am mușchi ascuns sub tricou. Pazaconii. Dar reușesc să-l conving. Și reușesc să-l conving pe el că el nu mai știe nimic, că nu-i bun de nimic și se pune în colțul ringului și stă așa. Spuneți-mi mie cât de imposibil îmi va fi să-l bat. Mă duc, și cum? Cu bobârnacea. Și-l bate, nu se vede. Știi de ce? Nu pentru că eu sunt puternic, ci pentru că el a ajuns la convingerea că este slab. Asta este maniera în care diavolul învinge pe oameni. Când vine diavolul să-ți spună lucruri care distorsionează identitatea, când vine diavolul să-ți spună că ești urât, că ești nu știu cum, să știi că tocmai era de gând să-ți o dea în freză. Și te bate după aia de multe vezi, dacă începi să-l asculți. Și apoi, ultimul lucru care încheiază. Distorsionează situația în care ești. Ați vorbit vreodată cu oameni care atunci când v-au spus problema, te-a apucat râsul, dar pentru ei era sfârșitul lumii. Ați observat că pentru toți oamenii care trec prin problemă, problema lor este cea mai mare din lume. Ați observat asta? Știți de ce? Pentru că acolo e diavolul.
Diavolul distorsionează situația. Biblia spune că toți așa când omezi în țara făgăduinței, vă dați seama, mie, pentru mine asta e de noaptea minții. Să ajungi în țara făgăduinței cu Dumnezeu care te călăuzește în stâlp de foc noaptea, în nor de fum zioasă, coboare slavă lui Dumnezeu peste cort, așa de puternică să vorbească Dumnezeu cu voce audibilă, încât să spui, nu ne mai vorbească Dumnezeu, să ne vorbească Moise, că murim, să se întâmplă minunile astea, să vezi cum se deschide Marea Roșie, să ajungi la intrarea în țara făgăduinței și să nu vrei. Dar știți de ce n-au vrut? Pentru că au fost, dintre cele 12 iscaude, au fost 10, despre care Biblia spune așa. Numeri 13 cu 32, vede CC-ul. Și au înnegrit, pune și 31. Dar bărbații care fusese împreună cu ei au zis, uitați cum au început să încurajeze pe război. Nici vedeți, toți sunt la război. Da? Ăștia le spuneau, mergem, batem, vreau să vă gândiți la vikingi. Da? Și apoi vin ăia care vin, îi scoadele înapoi și spune, noi nu putem să-i batem pe ăștia. Nu putem să ne suim împotriva poporului acestuia, căci este mai tare decât noi. Dar de unde știm? Ați făcut Scandenberg. De unde știi asta? Ei au hotărât în mintea lor că deja ea sunt mai tare decât ei. Și uite, pune versetul următor. Și au înnegrit țara, adică raportul lor a fost mult mai negru decât era în realitate. În consiliere pe care am făcut cu nevasta mea la tineri, în tabere, au venit tineri la noi frumoși, deștepți, cu tot viitorul în față, care în mintea lor nu mai aveau niciun viitor. Nu se putea întâmpla nimic bine. Și mă uitam la ei, ascultați-mă bine, nu venea să cred. Nu venea să cred ce îmi spun. Nimic, dezastru. Era totul negru. Când îți vin gânduri care îți înnegrești situația, adică te opresc să să mai gândești rațional, acolo intervine diavolul care vrea să te distrugă. Am aici o chestie une foarte faină. Diavolul va distorsiona situația în care ești. Va prezenta totul mult mai negru. Dacă diavolul distorsionează situația în care ești, te vei comporta ca un învins. Pentru că diavolul nu poate să te învingă. Situațiile de viață nu pot să domnească peste tine. Și de ce? Pentru că Biblia spune că noi vom domni peste ele. Da? Trebuie să te determine să te predai și să te comporți ca un învins. Vreau să ridicați mâna toți cei care ați avut impresia că nu mai puteți ieși dintr-o situație și v-ați resemnat acolo. Și vreau să declar ceea ce Biblia spune. Biblia spune așa, dar cei care au primit din plinătatea darului neprihănirii, da? Și harul, și plinătatea harului, vor domni în viață, spune Biblia. Biblia spune că noi vom domni în viață. Este biblic. Și de ce? Pentru că ceea ce locuiește în noi este mai tare decât ceea ce este în lume. Pentru că Dumnezeu a ales din veșnicie ca să binecuvinteze lumea prin noi. Pentru că din inima noastră trebuie să curgă izvoare de apă vie, cum spune Scriptura. Și vreau să declar acum peste viețile voastre că nu este nicio situație peste care nu puteți să treceți. Nicio situație peste care nu puteți să domniți atunci când începeți să declarați că Dumnezeu e Dumnezeul vostru. Nu există așa ceva. Rahela mi-a spus un lucru incredibil despre dragoste. În dragoste nu este frică. O să vă notez, o să vă citesc, asta trebuia predicat data viitoare. Dar vreau să vă citesc ce mi-a dictat ea. Biblia spune, în dragoste nu este frică, pune-te rog frumos 1 Ioan capitolul 4, versetul 18. O să pui vedea CC-ul. În dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica. Adică dragostea perfectă pe care Dumnezeu are pentru noi, izgonește frica. Pentru că frica are cu ea... Ați auzit vreodată în urechile voastre, tu meriți să trăiești asta? Da? Meriți ca Dumnezeu să-ți dea asta? Tu nu meriți nimic bun de la Dumnezeu, ați auzit vreodată? Haideți să vă spun la ce concluzie a ajuns Dumnezeu. Că meriți ca în locul tău să moară Hristos. Nu eu am spus asta, ci El. Și L-a pus pe Hristos pe cruce pentru tine, în locul tău și de dragul tău. Când vine altfel de gând, este de la diavolul.
Pentru că în dragoste nu este frică. Dragostea are de-a face cu pedeapsa. Merit! Da? Și cine se teme? N-a ajuns de săvârșit, n-a ajuns să cunoască dragostea perfectă. Ascultați aici. Dragostea lui Dumnezeu este atât de perfectă, atât de mare, atât de incomprehensibilă, asta am scris eu, nici știu să citesc cum trebuie, încât acoperă totul, scoate fricile și dragostea aceasta perfectă distruge tot ce are diavolul împotriva ta. Dacă ți-e frică, n-ai ajuns să-L cunoști pe Dumnezeu. Pentru că dragostea izgonește frica. Dacă ți este frică, nici măcar nu ți-ai dat seama cine ești. Tată, rog acum pentru fiecare persoană care este aici, a căror identitate a fost distorsionată. Mă rog ca să nu aibă o părere mai bună despre ei, ci o părere corectă. Și părerea corectă este părerea pe care tu o spui. Decretul pe care tu îl dai pentru fiecare din noi. Că suntem făcuți într-un mod minunat și suntem niște făpturi minunate. Și ceea ce mă rog acum este ca sufletul, ca acea parte din noi în care este comandamentul uman, să vadă bine lucrul ăsta. Mă rog, Tată, pentru asta. Mă rog ca orice complex de inferioritate care vine de la cultura în care trăim, de la societate, de la ceea ce au spus oamenii sau chiar de la diavolul, să fie luată de peste oameni în numele lui Iisus Hristos. Orice minciună pe care diavolul a pus-o peste tine ca să-ți distorsioneze identitatea, mă rog să fie dată la o parte. Biblia spune despre noi că suntem o preoție împărătească. Vă dați seama? Cine de aici se simte preot și împărat? Sebi, nu mai sunteți vreo 2-3. Bravo! Aleluia! Preoție împărătească. Un neam sfânt. Un popor pe care Dumnezeu l-a câștigat, l-a plătit să fie al Lui. Când vă uitați la mine, vedeți un preot și un împărat. Vedeți un neam sfânt. Când te uiți în oglindă dimineața, vreți un preot și un împărat. Vreți un om sfânt. Decretul lui Dumnezeu. Ești prea mândru când îl contrazici pe Dumnezeu. Ești prea mândru când te consideri smerit să-L contrazici pe Dumnezeu, că tu nu ești așa. Și mă rog ca minciunile astea să fie luate de peste voi. Și mă rog ca orice situație prin care treceți. Și ce spune Biblia? Că în vremurile din urmă vor fi vremuri grele. Și în Daniel, Biblia spune că vor fi situații în care mulți creștini vor cădea și vor fi înșelați și vor fi minciți. Dar versetul continuă și spune așa: dar aceia din popor care vor cunoaște pe Dumnezeul lor vor rămâne tari și vor face mari isprăvi. Nu trebuie să fii tu bun, nu trebuie să fii tu grozav, nu trebuie să fii tu sfântocanul alinu, ci trebuie doar un lucru: să-L cunoști pe Dumnezeul tău. Așa că, dragii mei, vor fi o săptămână în care oamenii o să tremure mai departe. Hai să vă dau o veste faină. China a depășit numărul de oameni infectați cu COVID din toată pandemia ieri. Deci încă n-a plecat. Dacă credeați că ați scăpat, rușii nu știm unde se vor opri. Noroc că Xiaoping ăsta au zis că Rusia, ceea ce face Rusia se numește invazie. Și mai avem o șansă. Da? S-ar putea să trecem printr-o criză alimentară, financiară și eu mai știu de care. Și ar trebui să vă fie frică. Dar haideți să vă dau o veste meseriașă. Dumnezeu nu-i mort. N-a scăpat lucrurile de sub control. Toate lucrurile sunt în mâna Lui. Și economia mea nu ține de economia României, ci ține de economia cerului. Pentru că Biblia spune că El ne binecuvintează potrivit cu bogăția Lui în slavă, nu România, în slavă! Voi sunteți păziți de puterea Lui Dumnezeu prin
wow! Dacă ți era frică de război, wow! Și trebuie să vă spun un lucru. Dacă mă împușcă în războiul ăsta, toată viața v-am predicat că-i fain cerul. Mă duc acolo. Oricum am câștigat. Oricum am câștigat. Dacă trăiesc, face să trăiesc, că-i fain. Că trăiesc binecuvântare și o dau la alții. Că vorbesc despre Dumnezeul meu cel mare, merită să trăiesc. Că sunt, trăiesc în starea inițială în care Dumnezeu m-a creat. A fost genială chestia asta. În pace și liniște. Face să trăiesc. Dacă mor, mă duc acasă. Ați văzut că nu pierd niciodată. Și că, dragii mei, nu lăsați pe diavolul să distorsioneze viața voastră, identitatea voastră, viitorul vostru. Nu vă lăsați minciți. Ridicați-vă și nu numai ridicați-vă. Ridicați-vă pe oamenii care sunt jos. Dați speranța acolo unde nu este. Este vremea ca biserica lui Hristos să se ridice. Este vremea ca împărații să se ridice la război. La război. Și noi suntem împărați. Amin. Este în picioare. Hai să cântăm o ultimă melodie. Și că se potrivește foarte bine cu ce s-a spus acum la final. Este vremea ca împărați să se ridice la război. Și dacă în seara aceasta crezi că nu mai poți să lupți, este cineva care luptă pentru tine. Și vă spun că lupta este al Dumnezeu. Amin? Și atunci în laudele noastre este un pasul care spune că Dumnezeu se ridică de pe tronul lui de slavă și vine să lupte pentru noi. Amin? Oh,
că ți-a plăcut programul, sperăm că Dumnezeu ți-a vorbit. Nu uita, Dumnezeu este pentru tine și este alături de tine în săptămâna ce urmează. Dacă ai nevoie de rugăciune sau de încurajare, nu ezita să ne scrii pe pagina noastră de Facebook CFTN Siloam România, iar noi vom lua legătura cu tine. Vă binecuvântăm și nu uitați, Dumnezeu vă iubește. Noi suntem CFTN România și vă dorim o săptămână extraordinară.